Bine v-am găsit! Astăzi vom aborda o nouă temă practică și aplicabilă, și anume cum alegem apa minerală naturală de pe raft. Intenționez să vă prezint câteva observații la compoziția chimică a apei, indiferent de marcă. Evident, mă voi referi la anumite branduri, dar nu le pot cuprinde pe toate. Și în baza acestor observații să putem face o alegere bună, mai important în cunoștință de cauză. Toate apele naturale sunt minerale. Diferența dintre apa minerală și apa plată este dată de bule, de cantitatea de bioxid de carbon, de CO2. CO2, bioxidul de carbon, vine în mod natural de la sursă și atunci numim acea apă natural carbogazoasă, cum este în cazul apei Borsec, de pildă, dar sunt și alte branduri care au apă natural carbogazoasă, iar apa îmbogățită artificial cu CO2 se numește apa carbogazificată și vă dau acest exemplu de la Tușna, care într-un mod anume de marketing își spune apă natural carbogazificată, dar de fapt nu e natural, este îmbogățită artificial cu bioxid de carbon. Deci reținem, carbogazoasă e naturală, carbogazificată e artificială. Prima variantă carbogazoasă este evident mai bogată în minerale. Apa plată, la rândul ei, are proveniență subterană de la un izvor sau de la un puț de adâncime. Apa cu un conținut de minerale mai mare de 500 de miligrame la litru este numită apă minerală și apa cu un conținut mai mic, între 50 și 500 de miligrame la litru, este numită apă oligominerală, adică apă slab mineralizată, cum este de pildă, cum vedeți și în imagine, apa aquatic, chiar așa și scrie pe ea, apă cu consum redus de minerale. Deci alegem apa minerală naturală de pe raft în funcție de o serie de caracteristici. La ce mă uit exact? Și primul meu reper, totuși, nu poate fi decât eticheta apei respective. Deci această etichetă conține compoziția chimică de minerale. Sunt foarte multe branduri la care abia vezi eticheta. Vă dau acest exemplu de la Bucovina, unde trebuie să-ți pui lupă. Ori nu e scrisă corect, mă rog, vizibil, ori este foarte mică, dar noile branduri de apă minerală, denumită și alcaline, sunt mult mai explicite, mult mai vizibile toate informațiile. Deci, pe această etichetă trebuie să aibă menționat compoziția chimică, deci componenții chimici, cât cantitatea de calciu, de sodiu, de magneziu, de potasiu, bicarbonați, cloruri, sulfați, nitrați și nitriți. Nu toate brandurile cuprind toată această listă de componenți chimici, dar majoritatea sunt prezenți. În baza acestei compoziții chimice se face și diferențierea între ape. Unele ape sunt denumite ape calcice, deci cu mai mult calciu, ape sodice, cu un sodiu ridicat, ape sulfatate sau ape magneziene. Din punct de vedere al pH-ului, apele minerale naturale de pe piața noastră acoperă întregul spectru, de la chiar ape acide, deci sunt și ape sub pH de 7 și chiar sub pH de 6, am văzut.
evident, ape cu pH neutru 7, dar mai nou foarte multe ape cu pH peste 8. Brandurile acestea cu pH-ul ridicat, cum este exemplul Azuga, are foarte vizibil scris aici pH 8,2. Deci căutăm un brand în funcție de ce dorește fiecare, dar preferabil peste 7,50 spre 8. Multe branduri menționează chiar pe etichete și ce medalii formidabile au luat, ce premii internaționale, mai ales brandurile noi, dar de asemenea menționează că sunt ape naturale alcaline. Și trebuie să comparăm cu apele noastre vechi, clasice, care, deși sunt alcaline, nu menționează pe etichete că ar fi alcaline. Pe unele mărci de apă minerală plată scrie corespunde pentru un regim sărac în sodiu și acest tip de apă este destinat persoanelor cu hipertensiune arterială sau cu afecțiuni cardiace, de exemplu pe marca aceasta Azuga sau pe izvorul minunilor se menționează regim sărac sodiu. Pe unele ape cu greu vezi data expirării, cum vedeți și în imagine, vă arăt și aici, abia este vizibil. De obicei au o perioadă de valabilitate de un an, dar am văzut și ape cu o perioadă mult mai extinsă. Cred că e bine să alegem cu o perioadă cât mai scurtă. La compoziția chimică, când ne uităm efectiv la date, observăm că începe cu un anumit buletin de analize, care de obicei este cam vechi la majoritatea brandurilor, dar la cele noi apărute, pe care scrie și alcaline și cu un pH mult mai ridicat, au un buletin de analize de anul trecut. Altele au din 2017 sau 2018. Când privim compoziția chimică, ne interesează această caracteristică foarte importantă, numită rezidu sec. Rezidu sec se mai numește mineralizație totală și reprezintă cantitatea de pulbere minerală care rămâne după procesul de fierbere la 180 de grade, după evaporarea apei. Deci rămâi așa în mână cu o grămăjoară de cenușă. Acela este rezidu sec. Cu cât este mai mare valoarea acestui rezidu sec din apă, cu atât apa este mai bogată în săruri minerale. Și poate fi rezidu sec foarte, foarte, un interval foarte mare, între 50 și 1500, chiar 2500, chiar 3000 de miligrame la litru. Deci la apa minerală naturală, plată, rezidu sec nu ar trebui să fie mai mare de 500 de miligrame la litru. Și aceasta este o primă caracteristică pe care aș vrea să o urmăriți când vă uitați la etichetă. Deci să nu fie mai mare la apa plată de 500 de miligrame la litru, pentru că la un consum îndelungat și la o cantitate destul de mare zilnică, există acest risc de pietre la rinichi sau pietre la bilă. Și cum vedeți și în imagine, în acest tabel, Aqua Carpatica are 132, Bucovina are 78, deci mult sub 500 mg la litru. Aquavia
Aquavia are 160, Aquatic are 120 miligrame la litru. Deci se încadrează în această limită de 500. Iar apele carbogazoase, de pildă Borsec, are 1608, deci mult peste 500, și carbogazificată, cum este exemplu Tușnad, are 1390. Într-un comentariu recent, mi se comunica acest lucru. Nu ne mai dați prea mulți termeni, prea multe denumiri. Pur și simplu spuneți-ne care este apa cea mai bună de băut, și care este cea mai neindicată, cea mai rea. Nu se poate spune apa X este cea mai bună sau apa Y este cea mai rea. Nu există o apă minerală identică cu o altă apă minerală. Fiecare apă are proprietăți unice și nu există o apă minerală plată pentru toată lumea sau pentru majoritate. Există o apă pentru anumite destinații, să le spun, și pentru un anumit profil. Și să vă dau câteva exemple. De pildă, pentru copii se recomandă apa cu un conținut mic de rezidu sec, cum spuneam, slab mineralizată, adică sub 100 de miligrame la litru, cum este acest exemplu de apă aquatic, care are și cea mai scăzută concentrație de sodiu și de clor din toate apele minerale autohtone. Bucovina, de pildă, apa Bucovina are cel mai mic rezidu sec de 72, adică cele mai puține săruri minerale. Asta pentru copii, pentru adolescenți, pentru tineri în creștere, în dezvoltare, dar și pentru persoane mai în vârstă, care au nevoie de un aport de calciu, se recomandă, de pildă, apele cu conținut ridicat de calciu. Dar în același timp, aceste ape cu conținut ridicat de calciu sunt contraindicate la persoanele care au afecțiuni renale și biliare. Deci trebuie să știi în ce categorie și în ce stare medicală ești tu. De pildă, pentru un conținut ridicat de calciu, am apa Zizin, am Perla Harghitei, Carpatica, această brand nou pe piață, Aura. Iar pentru un conținut crescut de calciu, am... le-am încurcat. Crescut Aura, Carpatica, Zizin, Perla Harghitei și redus Bucovina și Izvorul Minunilor. O altă categorie de persoane, pentru sportivi, de pildă, sau pentru persoane care fac foarte mult sport săptămânal, merg la sală de 3 ori pe săptămână, transpiră mult, fac des saune, sau pentru cei care depun muncă fizică, sau pentru persoane care au o stare de oboseală fizică. În această situație se recomandă apa cu un conținut mai ridicat de săruri minerale, în special de magneziu, pentru o bună remineralizare și o cantitate mai mare de magneziu, de exemplu, o găsim la apa Borsec, la Perla Harghitei și din nou la Aura. Dar și această categorie trebuie să se gândească care este cea mai bună apă, și anume cei care au afecțiuni cardiace, și anume să consume apă cu cantitate redusă de sodiu. Acest lucru se specifică pe etichetă. Și aici intră apa Cheia, Aquatic, Bucovina, Azuga. Deci, în concluzie, cum alegem apa minerală, naturală, plată, de pe raft? Dacă nu aș cunoaște niciun brand și nu aș avea niciun atașament față de un anume brand de apă, și dacă sunt prima dată în România, evident am multe variabile de luat în considerare și trebuie știut că în România sunt 71 de tipuri de ape minerale
minerale naturale cu proprietăți unice. Deci e și greu să ai un tabel a 71 de ape și să urmărești la fiecare cât calciu, cât magneziu, cât sodiu. Deci, când cumpărăm, când alegem apa minerală naturală plată de pe raft, ne ia câteva minute să stabilim care apă ar fi cea mai bună pentru profilul meu. Și, evident, de bază, reperul principal este această etichetă. Valoarea pH-ului, fie de la 7,5, fie 8,25, am văzut ape cu 9,2 și chiar 9,4. Rezidu sec, sub 500, dar în funcție de vârstă, de câtă transpirație produci, de ce activitate desfășori și de starea inimii. Mă uit la cantitatea de calciu, conținut redus, deci pentru afecțiuni renale și biliare, cum spuneam, Bucovina, izvorul minunilor, și crescut Carpatica, Aura, Zizin, Perla Harghite. Cu conținut redus de sodiu, în caz de hipertensiune arterială, acestea le găsim iarăși la Borsec, la Zuga, la Aquatic, la Aqua Carpatica. Apoi mă uit la cantitatea de nitrat sau NO3. Această cantitate trebuie să fie totdeauna sub 10 mg la litru. De obicei am verificat, sunt în acest interval, și cantitatea de nitriți NO2 nu mai mare, sub 0,5 mg la litru. Nu apar totdeauna aceste detalii, dar majoritatea au florurile nu mai mari de 1,5 mg la litru. În imagine aici aveți un exemplu de acest nou brand de apă numit Aur A, care are chiar și aur și argint, dacă nu eram mulțumiți de apele pe care le avem fără aur și argint. Are un pH de 8,25, are o abordare de marketing mai agresivă, are și un cost pe măsură, o sticlă de apă care vine doar la sticlă de sticlă, costă în jur de 10 lei sau 12 lei, am văzut. Deci avem o plajă foarte diversă și întinsă de ape minerale naturale plate și alegem conform profilului nostru, în funcție de starea medicală, în funcție de vârstă, de exigențele noastre, de preferințele noastre, dar neapărat și în funcție de aceste minime caracteristici. Mulțumesc, la revedere!